fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj tulburător. După moartea cunoscutului jurnalist, o să spun despre tine. Petrua Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburător în memoria fostului său partener de via. Cei doi au divorat în urmă cu 3 ani, însă au fost extrem de discreți. Petrua Gheorghe a scris un mesaj emoționant. Ea are 3 copii, dintr-o relație anterioară, pe Maria, 19 ani, Catarina, 17 ani, și Maximilian, 16 ani. Andrei Gheorghe avea o relație foarte apropiată cu ei și a iubit ca pe copiii lui biologici. Iubitul meu care nu mai e aici îndrămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine ce e extraordinar, ce ai tăre extraordinar, ai iubit igre făcut lucruri extraordinare. Ai rai tu, extraordinar, dar o să rămâi în memoria inimile noastre, a scris Petrua Gheorghe, potrivit Libertatea.ro. Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost găsit mort în locuința sa din voluntari. Din primele cercetări se pare că jurnalistul a suferit un stop cardiorespirator, cu aproximativ 12 ore înainte să fie găsit, în baia casei sale.